Emisiunea de astăzi aduce lângă noi pe domnul Alexandru Recolciuc, un bine cunoscut interpret de muzică populară, foarte îndrăgit, nu numai la noi în zonă, în întreaga țară. Să vedem cum stă la capitolul gătit, că la muzică populară știm cu toții. Mă bucur să fiu la dumneavoastră în emisiune, o emisiune de bun gust, la Media Suceava, și sper să mă descurc. Cred că toată lumea e curioasă. Ai timp de gătit, ținând cont că ești probabil majoritatea timpului plecat în concerte, filmări? Sigur, da. Nu prea am timp, dar știu să găsesc. Deci mă descurc în arta culinară, cât de cât, așa nu rămân flământ în orice caz. Mai mult mănânc în oraș, dar zic eu că pentru mine mă descurc, nu știu pentru ceilalți, pentru soție. Ok, aici vreau să ajung eu, ținând cont că ai o lună, cam o lună ai, de la fericitul eveniment. Da, cu lunea civilă, sigur. Care a adus lângă tine o parteneră de viață. Cum s-a schimbat viața ta? Mănânci mai des acasă? Mănânci mai mult mâncare gătită decât mâncai înainte? Deci mănânc și mâncare gătită, dar mai mult mănânc prin orașe. Nu în orașe, în orașe, pe unde mă aflu, că sunt foarte multe spectacole în perioada aceasta, filmări. Soția gătește? Da, soția gătește, sigur gătește. Ce-ți place cel mai mult din ceea ce gătește ea? Ce-mi place? Salata bœuf. Salata bœuf făcută de ea. Foarte, sigur, are o rețetă și prăjiturile. Ok. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de bun gust. Astăzi ne-am... Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de bun gust. Astăzi testăm maestria în bucătărie. Bine v-am găsit, astăzi avem un invitat. Să vedem așa. Ei, domnul. Să așa... dăm niște speranțe false. Nu, sigur. Era o modalitate bună de a te promova. Probabil avem vreo 2 hectare de mers. E bună la... și la așa ceapă, la ceapă punguță. Cred că... da. Mărarul, unde e mărarul? Să spune fundul aici. Cam greu găsim fundurile. Și lămâi. O lămână? O lămâie? Țelină? Nu. Nu știu cum arată eu sau nu o văd. Asta e țelină sau asta? Asta e. Să luăm toate. Măsline? Are aici? Luăm de aici sau? A, nu, că aici sunt brânzeturi. Trebuie să... un pic de aici să... Nu, poate vie poftă. Atunci continui eu. Bună ziua. Sărbători fericite. Foarte frumos, sănătate. Mulțumesc, sănătate. Am măsline, da. Măsline am luat, lămâi. M-a derutat domnul. Și asta aici mâncare deja oare pregătită pentru... Da, să rămânem aici să mâncăm. Pilaf de orez și cartofi. Super. Rămânem aici să mâncăm. Rămânem, ce spunem? Rămânem. Să aveți murați. Raionul, dar unde e? Habar n-am. Chiar habar n-am cu raioanele astea pe aici. Mai lua cu vorba și am dat esențial, n-am cântărit cumpărături. Nu ne mai cântărit, le plătim la bucată. Am înțeles perfect de ce nu te trimite soția la cumpărături singur. Uit să... eu deci pun, dar uit să cântăresc. Hai mai... mai mică, ca să... hai mai mare, na. Mai mică. Hai mai mică. Da, stați la mine să... așa... auleu... deci... lunică mâna... cine le-a strâns? Auleu... da, de asta? Ia... nu știu de ce tremură mâna. Să stați lângă mine. Să fie un motiv. Aveți nevoie de un bucătar? E cineva la curățat cartofi. Spălător de vase. Pentru 2 porții. Pentru 2 îndrăgostiți, ca să fie mai ușor.
să punem egal, să nu se bată de la mâncare. Vino, să vină vinul, că e mai important ca salata orientală. Să punești pentru șeful care e cu aparatul. Nu,